și dau drumul astăzi unui nou vlog. Astăzi suntem în data de 2 noiembrie și eu merg la București. Merg împreună cu mami, o să fim așa doar noi ca fetele. Road trip, bine, nu e chiar road trip, că nu mergem cu mașina, mergem cu trenul, dar suntem noi old school, așa ca pe vremuri când mergeam de ziua mea cu trenul la București pentru cumpărături. Ei bine, n-am mai făcut asta de ceva timp și acum, dacă s-a evit ocazia asta cu evenimentul acesta, am zis să mergem împreună dacă tot avea și ea o zi liberă. Evenimentul începe undeva la ora 7, doar că noi trebuie să fim acolo între 6 și 7 să facem check-in-ul, cum ar veni, și va ține până la ora 10, deci o să fiu ceva plecată de acasă, dar abia aștept să merg. Sincer să fiu, nu am sperat că o să ajung, pentru că nu știu, am zis că e noiembrie, eu sunt cu facultate, o să am cursuri, dar uite că până la urmă am primit imboldul care trebuie și m-am înscris, pentru că la fel e pe bază de înscriere, te înscrii, ceri invitație și ei te acceptă sau nu. Ei bine, pe mine m-au acceptat și o să mă întâlnesc acolo cu o grămadă de fete minunate pe care le știți, cu Denisa Nicolae, cu Georgiana Medeleanu, Adina Adam, Diana Andronic, Eva Adam, cine mai vine? Cred că cam astea suntem și bine, o să ne mai vedem noi, nu știu dacă o să ne mai găsim cu alte persoane, abia aștept, dar în principiu cu ele o să mă întâlnesc. Și astăzi la ora 9 și 10 avem trenul, să ajungem undeva pe la 12 jumate, fără 20, cam așa. Avem și un dress code, care mi-a dat un pic de furcă, pentru că eu îmi pregătisem ceva și până la urmă a trebuit să schimb, dar abia aștept să mă vedeți îmbrăcată. Am o rochiță, și o să țin totul cât mai casual, cu geacă de blugi, dress-uri și Adidas. Abia aștept să merg, să văd cum o să fie, iar joi ne întoarcem acasă. O să venim cu trenul de 3 și ceva, nu mai știu cât. Vrem să mergem și la prietena mea, Alexandra, să o vizităm, să-l vizităm pe Bebe, pe Joachim. Planul nostru este să mergem și la un mall. Cu siguranță Afi, pentru că Afi is life. Glumesc. Da. Eu m-am pregătit, nu m-am machiat pentru că am zis că e prea devreme să stau atât timp machiată, o să mă machiez la mătușa unde o să dormim. Ne-am făcut așa un mic băgăjel și suntem gata să plecăm, așa că vă iau în aventura mea. Hai cu mine! Și gata, am ajuns în sfârșit la București și, Doamne, câte peripeții, deci nici nu știu de unde să încep. După ce am terminat cu trenul, apropo, în tren a fost, am simțit că nu mai ajungem odată. Asta din cauza că am nimerit iar lângă un vorbăreț și tot drumul, deci practic am aflat povestea vieții lui, dar s-a ajuns la niște discuții care nu își aveau rostul, având în vedere că bărbatul ăsta care vorbea cu o doamnă mai în vârstă, care nu se cunoștea practic și a ajuns la niște subiecte. Nu. În fața noastră era o mămică mai tânără cu fetița ei, ucrainiene, și fetița era atât de drăguță, mi-a adus aminte de mine când eram mică și mergeam cu mama și stăteam așa pe ea, și da, mi-a adus așa aminte de copilărie. Iar apoi când am ajuns în București, ne-am întâlnit cu prima mea Alex și am mers, am mâncat ceva la Mac,
Ea a fost între timp, ne-a cumpărat bilete pentru mâine, că v-am zis că mâine ne întoarcem și de data asta o să stăm la ea, și am chemat un Uber. Uber care a venit și când a văzut că suntem trei persoane, a zis că el pentru 18 cele trei persoane nu ne ia. Eram un pic să zicem, în criză de timp, dar nu neapărat, dar mama, ca să rezolvăm mai repede, era dispusă să mai plătim în plus, numai să ne ducă, dar omul ăsta a fost așa foarte, nu vă duc, cum, trei persoane, 18, nu se poate așa ceva. Și a plecat și ne-a anulat cursa. A venit un alt domn, l-am întrebat dacă e de acord. A zis că da, nicio problemă. Și ne-a dus până la mătușa să luăm cheia, că ea era la muncă. Și de la ea la muncă până aici acasă, am mers pe jos toate trei. Și la un moment dat am văzut că vine un om pe trotuar cu mașina și zic, Doamne, uite și pe ăsta se bagă cu mașina până în fața scării. Când la un moment dat văd că vrea să vină așa puternic, frânează și mai avea un pic și intra în perioada mea. Zic, oh my god, deci ești nebun la cap, chemăm poliția, nu se poate așa ceva, nu vezi că suntem pe drum, ce... Pur și simplu ăla nu zicea nimic, ca eu cred că era și beat din ce mi-a zis mama, că nu părea pe lumea asta. Și vă dați seama că ne-am speriat foarte tare. Dar am ajuns până la urmă cu bine și mătușa are o pisicuță, de fapt cred că e un motan alb cu negru, o să vă arăt, este superb, e foarte mare, așa, are o blană foarte fină, abia aștept să văd, să aflu cum îl cheamă. Iar eu acum vreau să stau un pic să mă liniștesc și după o să mă pregătesc și plecăm la eveniment. Da, am vrut să vă pun la curent cu toată treaba și da, peripeții. Între timp s-a făcut și ora 5, am reușit să și dorm puțin, m-am și machiat, cât de cât așa, și urmează să mă îmbrac. Am avut și un mic incident cu motanul mătușii mele, Tommy, care m-a cam capsat. Da, m-a zgâriat de toată frumusețea pe braț. În fine, am dezinfectat acolo cât am putut eu și am pus plasturi, iar acum, na, încă mă ustură, dar o să treacă. Da, abia aștept să mă văd cu toată lumea, să văd cum o să fie, dar o să descoperiți împreună cu mine. Am ajuns la eveniment. Se pare că am ajuns înainte fetelor. N-am apucat să vă arăt ținuta. Asta pentru că efectiv am plecat pe fugă, dar o să pun pe cineva să vi-o arăt. Le aștept pe fete, mi-au cam înghețat un pic picioarele, e bine că am geaca asta pe mine. Oricum, rochița pe care o port are spatele gol, așa că e bine așa. Da, și acum le aștept pe fete. Acest zâmbet minunat din dreapta mea este Laura Burlo. Bună seara, Laura! Bună seara, Alex, și bună seara tuturor participanților noștri. Mă bucur foarte tare să ne revedem offline. Este practic prima ediție cu oameni în sală din 2019. Eu sunt manul de acum înainte. Toate titulaturile alea sunt mai puțin importante când începem să vorbim despre copilul nou.
Pasiunea mea este să ajut antreprenorii, profesioniștii și creatorii de conținut să devină brand-uri. Și despre asta, despre asta vorbim astăzi. Încep cu o întrebare pentru voi. Știți cine e formația asta? Hai să vedem. Aveți idee cine sunt băieții ăștia atât de coafați? New Kids! New Kids on the Block! Super! Sunt bunicii lui Justin Bieber, nu el a inventat moda asta. Ei reprezintă gașca marketingului. În gașca marketingului, de mai bine de 1500 de ani, există branduri de companie. Din 578 există primul brand, Congo Gumi se numea compania, o companie de construcții care a rezistat până în 2006 când a falimentat, din Japonia. Dacă exista percepția aceasta, poate și printre voi, sunt o mulțime de branduri pe lume, triliarde, miliarde, nu mai e loc și de brandul meu, nu folosesc un anumit brand de telefoane, e ok să nu vă placă de nimic, dar urmăriți ce face, pentru că el este în avangarda brandurilor personale mondiale. Hai că mă grăbesc. Puțină teorie, dacă îmi dați voie, despre branding, pentru că eu cred că atunci când înțelegem ce avem de făcut, știm care sunt pașii pe care să-i facem. Brandul, așa cum știți cu toții, poate nu e nicio surpriză, reprezintă un nume alături de o reprezentare grafică pe care marketerii au denumit-o logo. Deci, brandul știm cu toții ce înseamnă. Confuzia apare când diferiți oamenii încep să explice ce este brandingul. Brandingul, pe scurt, pentru că mă grăbesc foarte tare, este un proces prin care brandurile încearcă să creeze o percepție puternică și pozitivă pe piață despre ele. Brandurile sunt cele care au ceva de vânzare. Deci, pot deveni branduri personale, profesioniști care au ceva de vânzare. Și vor, prin branding, să creeze o percepție puternică și pozitivă despre ei înșiși, așa cum orice companie sau orice companie care vinde produse încearcă să o facă cu consumatorii săi. Percepția aceasta puternică și pozitivă e deosebit de importantă pentru că ea dă factorul încredere. Iar când consumatorii au încredere într-un brand, cumpără de la el. Și cumva, trecând într-un alt registru mai tehnic, o să încerc să acopăr astăzi niște aspecte care vorbesc despre cum identificăm acești acești oameni pe care brandurile încearcă să-i găsească în online, să-i targeteze, să-i convingă, să cumpere acel lucru despre care povesteam Manuela mai devreme, pe care brandurile personale, de companie sau de produs încearcă să le vândă. Mie îmi place și în public și pe scenă. Știu asta. De aceea ești alături de noi și îți mulțumim pentru că ai acceptat invitația. Vă mulțumesc și eu că m-ați invitat. Eu trebuie să vă vorbesc despre branduri, trebuie să vă vorbesc despre ce urmează și trebuie să mărturisesc că e prima dată când vorbesc la ora asta și cred că o iau ca un trend. Cred că se schimbă puțin felul în care facem conferințe și trebuie să mă pregătesc să mă adorm la ora asta și să livrez ce am de livrat. Aveți acest spirit antreprenorial de a vă arunca acolo unde simțiți că se întâmplă ceva, la fel ca investitorii ăștia. Știți că investitorii, grupurile acestea care strâng bani ca să crească idei noi, investesc cam în 10 idei noi, pentru că una sau două o să iasă. Da? Povestea asta. Evident, it's an educated guess care o să iasă, dar trebuie să investești cât mai multe. La fel ca și trendurile trebuie să fie luate pe rând și verificat. Asta se vede. Cine faceți conținut? Astăzi foarte mult conținut se face cu influencing. Vă gândiți, da? Dacă influencing-ul este pentru voi, cât la sută este influencing, cât la sută este conținut propriu, cât la sută este conținut cumpărat din altă parte și vă faceți această strategie de conținut ca să meargă lucrurile. Entertainment everything. Ce înseamnă asta? Înseamnă entertainment, edutainment, infotainment, selltainment, everything. Înainte rețelele sociale erau despre entertainment. Mă duceam acolo să mă distrez. Prins aici. Vrei să ne iei un interviu? Nu vă mai iau interviu, cum am luat destule, dar... Hai, întreabă-mă-ne ceva. Te întreb ceva? Nu s-a văzut pe vlogul tău că suntem mama sorta cu tine? Pe vlogul meu s-a văzut.
M-am asortat cu Savinuța, uite, da, pe la fel. Suntem cu negru și aici cu verde. Sunt cea mai verde. Da, cea mai tema. Din tot. Poetul a vrut să spună că sunt suficiente 2 secunde. Da, 2 secunde cu un singur cadru sunt suficiente pentru a atrage atenția. Este și o probă, eu ca și fotograf, fac și asta pentru altele, am testul 2 secunde și anume mă uit la imagine, 2 secunde, apoi închid ochii. Cu ce rămân în aceste 2 secunde, aia reprezintă de fapt imaginea pe care eu o critic, pe care o înțeleg, pe care o asimilez. Dacă mă uit de aia jumătate de oră, pe mai văd acolo și o umbră, și o lumină, și o taie. 2 secunde sunt definitorii. Asta și pentru că attention span. Asta e cuvânt mișto, o expresie mișto. Attention span. Adică, pe românește, câtă răbdare au oamenii să uită. Ați văzut un șut. Nu stă nimeni dacă videoclipul are 3 minute să uite să vadă wait for it. Nu stă nimeni la wait for it. Deci scurt pe 2-2 secunde într-un cadru și cu ce filmăm? 4. With Galaxy. Vreau să știți așa, că nu sunt... Mamă, câte riposturi, câte share-uri. Vali Bărbulescu pe Instagram, dacă vreți să-mi dați follow, share, save, toate alea, că alea ajută. Dacă îmi dați like, nu mă încălzește și nici mă îmbogățesc. Filmez cu Samsung Galaxy, dar nu sunt aici să fac reclamă. Nu vă oblig să vă cumpărați Samsung. Nu vă dau niciun cod de discount, niciun giveaway. Dacă vreți bine, dacă nu, nu. Iar puteți să filmați la fel de bine cu Alcatel, mai este, da? Alcatel Bosch. Cum era? Deci nu sunt omul care face reclamă la Samsung. Să ne înțelegem cu chestia asta. Sunt doar un utilizator și un vizionat. De ce spun asta și de ce mă autointitulez? În era în care toată lumea se autointitulează, abat peste noapte, social media specialist. Marketing, nu știu ce. Mai trezește unul. Ce spune vorba aia? Cine filmează cu Osmo Pocket? La fiecare Black Friday se mai nasc 10 fotografi profesioniști. Pe social media am început acum 3 ani în urmă. Și făceam poze. Nu mi-am imaginat niciodată că
o să fac bani din asta sau o să vină brandurile la mine și o să zică, știi, ne place poza asta sau ne place acel video și vrem să colaborăm cu tine. Deci dacă una dintre prietenele mele în perioada aia avea 50.000 de urmăritori, lua de 3 ori mai mult decât mine și efectiv am luat 100 de euro pe un video și pentru 10 poze de campanie. Și s-a uitat la mine și a zis, tu îți bați joc de tine și de munca ta și de rezultatele pe care le ai și de oamenii care se uită la tine, pentru că în perioada aia nu știam că din chestia asta se fac bani. Și am revenit din aceeași cameră ca și ieri, n-am mai vorbit cu voi pentru că am ajuns destul de târziu acasă și până când m-am demachiat, băgat în pat, s-a făcut 12 noaptea. Dar am fost ieri la eveniment și mie mi-a plăcut, m-am simțit bine și m-am simțit bine pentru că am fost împreună cu prietenele mele dragi și am avut parte așa de niște momente foarte, foarte frumoase, de la faptul că Laura Pârlog, cea care a organizat evenimentul și-a început evenimentul spunând de mine, a spus că le mulțumește celor care au venit de departe, cum ar fi Sabina Rusescu care a venit la Brăila cu trenul și m-am simțit, deci nu mă așteptam la treaba asta, îi mulțumesc foarte mult Laurei. Eram gen, asta sunt eu, oh my god, zice de mine și eram așa foarte entuziasmată. Dacă reușesc să găsesc la cineva filmată partea aia, o să vi-o inserez. La faptul că m-am întâlnit cu fetele, mi-am făcut cel mai bună caricatură, ați văzut-o deja, deci pur și simplu m-am drăgostit, ea este divinisimă, abia aștept să o pun în ramă. La faptul că, nu știu, făcut poze, am încercat realitate virtuală, am încercat ochelarii în aceea de VR, a fost foarte interesantă experiența. Eu m-am simțit bine pe total, nu au fost toate speech-urile pe gustul meu, au fost câteva care nu mi s-au părut cine știe ce, dar asta e, nu poate să-mi placă totuși, oricum sunt obișnuită ca la evenimente de genul să mai fie și chestii care nu mi se potrivesc, dar doar pentru că nu mi se potrivesc mie, asta nu înseamnă că nu li se potrivește celorlalți. Și a fost foarte frumos, mă bucur mult că am venit până la urmă, cu toate peripețiile prin care am trecut, evenimentul a fost drăguț și mă bucur că m-am revăzut cu fetele. Am stat împreună, am mâncat, am făcut poze, am râs și seara am venit acasă, am mâncat de la chinezesc seara când am venit, dar nu v-am mai arătat pentru că nu mai eram în stare și m-am culcat, iar acum trebuie să intru la un curs. Așa că vă las și ne auzim! Gata, aici se încheie aventura din București. Ne întoarcem. Am fost până la Afi, nu știu dacă am apucat să o filmez prea multe. Avem la câteva chestioare, așa că cu siguranță o să avem un haul. Am fost pe la KJ puțin, dar la KJ mi-am luat niște chestii foarte, adică niște pochi sau pepero, ceva de genul ăsta. Nu știu dacă m-auziți, stai să trece o mașină. A fost foarte frumoasă aventura, dar gata, mergem acasă, o să luăm trenul și ne întoarcem acasă, așa că m-am gândit că ar fi cazul să fac acum închiderea pentru acest clip și da, mă bucur că ați fost alături de mine și azi, vă las, uitați-mă un mare, mare like! Un comentariu, să vă abonați, să postați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pe într-un videoclip, să ați zis superbă! Am făcut! Pa!